Bună ziua, domnul Sebastian Vârduja, vicepreședintele Partidului Național Liberal și președintele PNL Sector 1, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Vârduja, vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Eu vă mulțumesc, doamna Angheluș, mereu o plăcere să stăm de vorbă. Este o zi a breaking news-urilor. PNL a anunțat astăzi, prin vocea președintelui partidului, domnul Ludovic Orban, că intenționează să depună o moțiune de cenzură. Pe ce sprijin se bazează Partidul Național Liberal? În primul rând, PNL este consecvent. Am avut de luni de zile aceeași abordare. România are nevoie de un guvern credibil, de un guvern care să răspundă nevoilor și așteptărilor cetățenilor români, de un guvern care să se asigure că rezultatul votului din 26 mai se reflectă nu doar în Parlamentul European, ci și la nivel executiv în România. Când alte forțe politice, dintr-un calcul politicianist, forțe de opoziție, au spus că nu sunt dispuse să intre la guvernare, dar că ar susține un alt guvern, PNL a avut curajul să spună România nu mai poate nicio secundă să stea sub conducerea Vioricăi Dăncilă și a armatei de incompetenți și parțial de corupți care reprezintă actualul guvern. Nu trebuie să ne temem de cuvinte foarte dure. Deci este o abordare consecventă. Acum, din cauza sau datorită, depinde din ce parte privim, a tensiunilor dintre ALDE și PSD, este un moment propice pentru a avea o discuție despre o moțiune de cenzură, care sigur se poate întâmpla după prezidențiale, constituțional vorbind, alegerile anticipate, mă refer, se pot întâmpla abia după ce se alege un nou președinte. Moțiunea de cenzură se poate întâmpla și eu îmi doresc să avem, și noi ca Partid Național Liberal ne dorim să avem un guvern credibil cât mai curând. Cum spuneați și dumneavoastră, în contextul acestor tensiuni care au loc între PSD și ALDE, iată, surse ne spun că ALDE va decide să iasă de la guvernare. Credeți că de această dată moțiunea va fi o reușită? Sunt premise foarte bune, din punctul ăsta de vedere, sau mai bune ca în trecut. Eu m-aș bucura ca parlamentarii ALDE să asculte în sfârșit de vocea românilor. Acum nu știu ce l-a determinat pe domnul Tăriceanu, mi-e greu să comentez, să speculez de ce și-a schimbat atitudinea în decurs de câteva luni, din mai până astăzi. ALDE, sigur că e un partid care merge spre irelevanță, dacă ne uităm la scorul de la alegerile europarlamentare, sub pragul de intrare. Deci mi-e greu să speculez, dar în același timp sigur că avem șanse mai mari cu ALDE ieșind de la guvernare și pregătit, sper, să susțină o altfel de guvernare. Vor avea loc negocieri în perioada următoare cu celelalte partide pentru susținerea moțiunii? După cum știți, noi avem și o decizie luată în Biroul Politic Național că nu primim oameni care vin de la PSD în principal. Deci aici ușile sunt ferecate, cum spunea domnul Rareș Bogdan. Dar negocieri punctuale prin care parlamentari din actuala coaliție de guvernare, de la ALDE, să susțină o altfel de guvernare, sunt convins că vor avea loc. Este firesc, e parte din mecanismul unei democrații. Dar cum ar trebui să arate viitorul guvern? În primul rând să fie un guvern format din specialiști cu reputație ireproșabilă, specialiști cu rezultate validate la nivel local, la nivel central, un guvern credibil pentru români și care să livreze într-un timp foarte scurt rezultate în teren. Trebuie să reparăm în primul rând niște lucruri grave pe care le-a făcut actuala guvernare, răul făcut în justiție, răul făcut mediului economic și trebuie schimbate aceste lucruri în cel mai scurt timp. Dar, în primul și în primul rând, vorbim de calitatea oamenilor care vor fi propuși pentru a ocupa funcții de decizie și aceasta trebuie să fie, repet, ireproșabilă. Spuneați de răul în justiție, să vă citez. Ați văzut, acum avem o nouă propunere pentru Ministerul Justiției, doamna Gârbovan. Cum vi se pare această propunere venită din partea doamnei Dăncilă? Da, eu pot să vă citesc din Sputnik, care e portalul de propagandă rusească în România și care o apreciază pe doamna Gârbovan ca fiind un profesionist foarte curajos și ce gest extraordinar a făcut doamna Dăncilă. Este o persoană care, dincolo de abilitățile profesionale, și nu sunt măsură să le comentez, sunt alți specialiști în domeniu și sunt convins că s-au pronunțat sau se vor pronunța. Dar
din atitudinile publice pe care le-a avut doamna Gârbovan, este clar că este, un suporter important al modificărilor legii justiției, la DAN apoi lupta împotriva corupției din România. A susținut Ordonanța 13, a susținut propunerile din Comisia Iordache, toate acele inepții, a criticat în mod foarte deschis rapoartele internaționale, rapoartele Greco, de exemplu, adică este un moment foarte prost când guvernul României are nevoie de credibilitate și internă, dar și externă, să vii cu astfel de propunere care s-a decredibilizat deja prin atitudinile publice, inclusiv în fața partenerilor internaționale. Dar ce vă aștepta să facă președintele? Că la el stă acum, practic, decizia. Dar nu sunt în poziția de a lua asemenea decizie. Sunt convins că va cumpăni foarte bine. Mai mult de atât vom vedea. Sunt convins că e o decizie importantă. Să nu uităm că dacă refuză, riscăm să ne trezim cu o propunere și mai complicată. Deci, în haina constituțională pe care președintele Iohannis o are și nu poate să aibă altă haină decât cea pe care i-o dă Constituția, și o haină ciuntită de ingerințele PSD din ultimii ani, atunci vom vedea ce va face. Nu e o decizie ușoară. Un alt eveniment extrem de important ce urma să avea loc în noiembrie, alegerea președintelui sau realegerea președintelui României. Realegerea. Cum se pregătește PNL Sectorul 1, dumneavoastră sunteți președinte al acestei filiale, pentru momentul alegerii președintelui sau realegerii președintelui României? Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că mai primim tot felul de provocări. Dom'le, cu ce vă ocupați? Care sunt prioritățile? Lumea se gândește la alegerile locale de anul viitor și răspunsul meu e foarte clar. Nu ne gândim decât la alegerile prezidențiale. Asta e prioritatea zero, realegerea președintelui Iohannis. În sectorul 1 avem un public pretențios, dar totodată favorabil președintelui Iohannis și vă spun, inclusiv din reacțiile bucureștenilor din teren, am ieșit în fiecare zi de 2-3 ori pe zi chiar și am interacționat cu bucureștenii din sectorul 1. Și este o perioadă de strângere de semnături. Este o perioadă de strângere de semnături, avem o țintă ambițioasă, peste 30.000 de semnături la nivelul sectorului 1 și toate celelalte sectoare au ținte la fel de ambițioase și aceasta este prioritatea noastră, să ne organizăm cât mai bine în teren, să ducem mesajele președintelui Iohannis către bucureșteni, către cetățenii României și să ne asigurăm că înțeleg miza acestor alegeri. Și, într-adevăr, eu cred că sunt cele mai importante alegeri din ultimele decenii în România, pentru că este între un model european, pro-democratic, cu stat de drept, așa cum președintele Iohannis a reușit să-l furnizeze în condițiile celui mai puternic PSD, cred că din istorie, un PSD care a intrat în Parlament, să nu uităm, după redistribuire cu 48%, plus ALDE, plus UDMR, majoritate foarte confortabilă. Deci modelul președintelui Iohannis versus modelul PSD, un model bazat pe incompetență, bazat pe corupție, bazat pe derapaje grave în relația cu partenerii externi. Spuneați că ați început întâlnirile cu oamenii. Ce vă spun oamenii? Care sunt principalele lor nemulțumiri? În primul rând, la adresa președintelui Iohannis, majoritatea reacțiilor sunt foarte pozitive. Oamenii înțeleg că dacă avem astăzi în România stat de drept, dacă avem în continuare o legislație anticorupție, aceste lucruri se datorează președintelui Iohannis. Prin sesizările pe care le-a făcut la Curtea Constituțională, la Comisia de la Veneția și așa mai departe și prin modul în care ne-a reprezentat în plan extern. Iar recenta vizită de la Casa Albă este doar încă o dovadă a respectului de care președintele Iohannis se bucură în fața partenerilor noștri strategici și în fața partenerilor din America, dar și din Europa și asta vă reamintesc în ciuda a ceea ce PSD ALDE au făcut de 3 ani de zile și în plan intern, dar și în plan extern, un efort parcă sistematic și să captureze statul român și să-l decredibilizeze în fața partenerilor noștri. Dincolo de asta, sigur că nemulțumirile oamenilor din viața de zi cu zi sunt profund legate de actul de guvernare. Deci eu nu țin de ceea ce ar putea face în acest moment președintele Iohannis. Țin de lipsa infrastructurii, țin de lipsa unor școli decente, unor spitale curate. Despre asta este vorba. Nu mai vorbim de siguranță, că este o problemă în ultima perioadă. Categoric. Când nu ai o țară sigură, nu ne surprinde faptul că pleacă în continuare anual 200.000 de români din țară.
Și tot ceea ce s-a întâmplat, iar sunt lucruri care țin de modul în care s-a guvernat această țară de 3 ani de zile, de faptul că în poziții de răspundere s-au promovat rude, prieteni, cunoștințe și așa mai departe. Ori toată lumea a înțeles, inclusiv după tragedia de la Caracal, din păcate, dacă mai era nevoie, că așa nu se mai poate în România și că e nevoie în sistemul public de meritocrație, de muncă și de recunoașterea meritelor concrete ale fiecărui individ. Revenind la alegeri, eu credeți că de data aceasta, cu o nouă conducere la PNL București, va obține un scor mult mai mare decât la celelalte alegeri, unde știm că PNL București s-a aflat chiar pe locul 3? Da, acesta a fost unul dintre mesajele mele când am preluat organizația PNL Sector 1. Am spus, în primul rând, recunoaștem munca celor care au tras în campanii și chiar sunt oameni harnici, oameni care au ieșit în teren, oameni care au dat aceste mesaje, iar schimbarea care a avut loc nu trebuie să fie privită ca un vot de blam la adresa lor. Nu, la Sectorul 1, dar și sunt convins și în cealaltă sectoare și la București prin doamna președinte Violeta Alexandru, recunoaștem munca acestor oameni, iar cei care merită au și rămas în echipele de conducere sau au un rol la nivelul zonelor, prin președinții de zone sau prin oamenii de la nivelul secțiilor de votare. Pe de altă parte, sigur că poporul are întotdeauna dreptate. Acesta e un principiu fundamental pe care Partidul Național Liberal îl înțelege, îl asumă și acesta explică și schimbarea care a avut loc. Trebuie să fim mai aproape de bucureșteni, mai aproape de nevoile lor și ca punct de diferențiere față de alte forțe politice, de asemenea apreciate în București, noi venim cu soluții concrete, cu programe, cu proiecte, dincolo de un alt mod de a face politică. Deci cred că bucureștenii și românii în general s-au săturat de circ, s-au săturat de show-uri, s-au săturat de atacuri la persoană și inclusiv în perspectiva alegerilor prezidențiale, vă spun foarte sincer că îmi doresc o dezbatere axată pe idei și pe proiecte. Nu pe declarații bombastice, că ce s-ar fi întâmplat dacă era cineva președinte sau... Haideți să vorbim concret pe ceea ce putem face pentru români. Concret, ce vă propuneți să realizați la PNL Sectorul 1? Ce ținte v-ați propus să atingeți? Noi vrem să câștigăm toate alegerile care urmează în formula pe care o vom agrea împreună cu conducerea Partidului Național Liberal și eventual cu alte forțe de opoziție. Eu am fost personal un promotor al ideii că opoziția trebuie să fie unită, opoziția la PSD. Cel mai bine, vă spun, ar fi fost ca opoziția să fie unită deja în spatele candidaturii președintelui Iohannis. Acesta ar fi fost, de fapt, începutul, temelia pe care s-ar fi putut construi o alternativă și credibilă și unită pentru locale și pentru parlamentare. Adică USR să nu aibă un candidat la prezidențiale, la asta vă referiți? Sigur, era, cred, un gest de maturitate, ar fi fost. Un gest de maturitate și ar fi permis candidaturi comune. Acum, e greu de stabilit ce se va întâmpla la locale, atâta timp când nu știm cum va arăta turul 2 la prezidențiale și temerea mea este că tensiunile în cadrul opoziției se vor agrava, pentru că este o competiție. Este o competiție, președintele Iohannis e de departe favorit, vedem cu toții sondajele, vă spun și reacțiile din teren și atunci singura șansă pe care alți competitori poate o au este să atace, să provoace, ca să-și crească la rândul lor profilul. Din aceste tensiuni, sper din tot sufletul să nu se compromită șansele unei alianțe anti-PSD în perspectiva alegerilor viitoare. Vedeți o alianță PNL-USR Plus după aceste alegeri? Cred că lucrurile depind foarte mult de ce se întâmplă în turul 2 și de cum va evolua actuala campanie. De aceea, chiar regret că nu s-a mers pe o soluție comună la aceste alegeri, mai ales având în vedere că mulți dintre votanții USR Plus îl preferă pe președintele Iohannis. Iarăși sunt date publice. Și atunci cred că ar fi fost o idee bună să se fi mers cu pentru o comună. Acum trebuie să privim înainte, nu în trecut, și să vedem ce se poate face ca să evităm cu tot din adinsul scenariul în care, din cauza unei fragmentări în zona de opoziție, PSD-ul își păstrează puterea și în București și la nivelul sectorilor și la nivelul altor primării mari din țară. Am putea ajunge, iată, ca în turul 2 să regăsim pe președintele Klaus Iohannis și Dan Barna. Aici va fi un mare semn de întrebare. De asta vă spun că orice e posibil, sunt scenarii, putem specula,
bine ar fi fost să avem premizele unei opoziții unite pentru anul viitor și o construcție care să se înceapă din timp, pentru că aceste atacuri care vin și orice observator obiectiv să facă bine, să vadă lucrurile. Noi niciodată nu atacăm alte forțe de opoziție. Am spus clar că dușmanul României este PSD. Din păcate, nu putem spune asta despre posibilii noștri parteneri pe viitor. Pe final, aș vrea să vorbim și despre una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România, fenomenul migrației externe, cel mai mult în rândul tinerilor, din păcate. Cum vă explicați dumneavoastră această avalanșă a tinerilor care decid să părăsească o țară? Sunt în continuă creștere de la an la an. Așa este. La nivelul populației generale e o creștere și doar în ultimii 3 ani numărul românilor care pleacă din țară, repet, a ajuns la vreo 200.000 pe an. Sunt datele Institutului Național de Statistică. E cea mai gravă problemă care se confruntă România în prezent, de departe. Și este testul suprem al faptului că lucrurile merg foarte prost în România. O țară, atunci când pierde populație, când pierde oameni, înseamnă că undeva guvernul greșește. Comparați situația din România cu, de exemplu, situația din Statele Unite sau din alte țări dezvoltate care atrag resursă umană. E coadă la intrarea în graniță, nu la ieșirea din vamă, cum se întâmplă, din păcate, în România. E un studiu recent al OCDE-ului care spune că aproape jumătate dintre tinerii români cu vârsta între 15 și 24 de ani vor să plece. Vă dați seama, este vorba de viitorul acestei țări, de generațiile care ar trebui să fie active în piața forței de muncă, în arena publică, în societatea civilă. Când ai jumătate dintre acești tineri care îți pleacă, repet, ai o imensă, imensă problemă de capital uman care se adaugă la o criză pe piața forței de muncă, unde în următorii 5 ani de zile se estimează că ne vor lipsi undeva la jumătate de milion de oameni. Vedem, avem semnale încă de pe acum. Corect. Vedeți industria turismului, de exemplu, ce se întâmplă pe litoral, că nu mai au personal suficient, nu mai zic de construcții, unde sunt valori de muncitori care vin din alte țări și înțeleg că sunt mai puțin pregătiți, mai puțin, în fine, adaptați la realitățile pieței românești. Deci sunt probleme extrem de grave. Noi am propus prin diverse asociații încă din 2009, 2010, 2011 strategii de repatriere a românilor din diaspora. Lucrul ăsta s-a întâmplat parțial, chiar am implementat printr-o fundație un program de repatriere prin antreprenoriat, Startup Diaspora. Românii din diaspora care au accesat 40.000 de euro nerambursabili și au deschis o afacere în România și s-au repatriat, dar e încă profund insuficient față de ce se întâmplă la nivel macro. Și aici, apropo de întrebarea pe care mi-ați spus-o și vă mulțumesc că mi-ați spus-o, românii pleacă pentru că nu mai au încredere. Despre asta este vorba. Nu mai au încredere în instituțiile statului român? Exact, în siguranța lor, exact ce spuneați mai devreme, în educația care se dă copiilor lor în școlile din România, în spitalele unde pot să-și trateze părinții sau bunicii. Despre asta e vorba. Și în tot acest context, prin această lipsă de încredere, și-au pierdut și cheful de a trăi în această țară. Merg acolo unde, în alte societăți, meritele lor, munca lor, le sunt recunoscute la justa lor valoare. Dumneavoastră sunteți unul dintre tinerii care ați plecat din țară la studii, v-ați întors în România. Ce v-a determinat să vă întoarceți acasă? Vedeți, vorbim de o Românie normală, e sloganul președintelui Iohannis, ori în fiecare zi primesc această întrebare. Ce a fost în mintea ta să revii în țară după aproape 12 ani de studii și muncă în America, ultima dată la Washington? Pentru mine e acasă și pentru mulți români. Dacă îi întrebăm și Repatriotul, a făcut un sondaj pe tinerii, pe românii din diaspora, jumătate spun că ar vrea să revină acasă, dacă ar avea unde să vină. A fost un pariu, am reușit să o conving pe soția mea, americancă, și am ales România pentru că e acasă și cred că aici pot lăsa mai mult în urma mea decât în orice altă țară. Am avut și la Banca Mondială și anterior la Dalberg, o firmă de consultanță globală, ocazia să lucrez pentru alte state, să lucrez pentru binele altor state, dacă vreți, cu strategii de țară, cu proiecte de investiții. Nicăieri n-am pus suflet așa cum am pus când a fost vorba de țara mea. Și cred că nu e doar cazul meu, e cazul a milioane de români care
dacă lucrurile în România s-ar îndrepta spre normalitate, nu doar la nivelul președintelui Iohannis, ci și la nivelul guvernului și administrațiilor locale, atunci asigur că ar reveni în țară. Cum a fost revenirea aceasta în țară? La început, povestiți-ne puțin. Ce vă așteptați să găsiți și ce ați găsit? Da. Eu am mai spus-o public, prima reacție a fost a ofițerului de la vamă, care eu eram încântat să-i spun că am revenit în țară, uitați soția americană, și prima reacție a fost: nu sunteți normal la cap. Deci n-a fost bine ați venit în România, ne bucurăm că sunteți aici. Aceste reacții au continuat zi de zi. Deci este o neîncredere generală în românii care poate vin cu cele mai bune intenții să lase ceva în urma lor aici sau să contribuie cu ce au învățat, ce au muncit în străinătate. În continuare avem o problemă la nivel de mentalități. Unii români o au, unii cetățeni, unii politicieni, cu românii care n-au mâncat salam cu soia și au trăit niște ani în străinătate și vin aici în România. Eu cred că există o singură Românie, că românii din diaspora sunt egali în drepturi cu românii din țară și că trebuie să facem tot ce ne stă nouă în putință ca să-i aducem acasă. Și asta, apropo, un pas spre normalitate este legea promovată de PNL, susținută de președintele Iohannis, prin care se poate vota normal în diaspora, fără să ne mai călcăm în picioare, fără să mai ținem oamenii atâtea ore în frig, în ploaie, pe călduri mari, așa cum s-a întâmplat la alte alegeri. Avem 3 zile de vot, românii se pot înregistra și prin corespondență. Profit de ocazie să transmit și mesajul că sunt diverse persoane care împrăștie știri false că dacă se înscriu românii la votul prin corespondență, vine ANAF-ul și le aplică o dublă impozitare. Nimic mai fals. Românii din diaspora, cei care ne privesc, să știe foarte clar că se pot baza pe acest proces să se înscrie și să voteze prin corespondență sau să ceară secții de votare prin intermediul site-ului, cred că e votstrăinătate.ro. Domnule Burdujea, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă doresc mult succes. Totdeauna o plăcere. Mulțumesc.